Salutare lume, bine ați revenit la un unboxing, un unboxing parțial, că l-am desfăcut deja cu băiatul de la Fan Courier. E un Xbox 360 cu ceva mai multe jocuri. Nu o să vă mai spun prețul cât a fost, nici nu cred că contează. De în felul următor, de obicei când iau pachete de astea așa, șansele să rămână vreun joc din 3 ani în colecție îs destul de mici. Dar tot timpul mai prind jocuri mai rare, să zicem, așa la grămadă. Nici nu mai știu câte jocuri îs. Dar o să le luăm pe toate pe rând. Avem așa un Forza Motorsport 3, copertă printată cu sticăre de checks. Deci când de astea și un Transformers. Deci astea sunt cumpărăturile de pe OLX. Mai de lucru cu ele. Poate unii cred că ce bani fac eu de pe ele, dar de obicei dacă îmi recuperez banii înapoi o parte și cam atât și poate nici o ia. Call of Duty, disc de jeu, ăsta e în franceză, ok, nu-i mai mult murdar și asta e de lucru, curăța carcase, discuri, de repara, nu o să le repar că oricum nu am cu ce. Și în franceză. Sper că nu-i complet în franceză. Așa. Sniper Elite V2. Fix jocul ăsta m-a interesat cel mai mult. Da, e în franceză. Deja nu mai am niciun interes pentru el. Eu vreau să-mi fac rost de jocurile astea Sniper Elite. Deși eu l-am digital pe PlayStation 5. A fost 15 euro la viața lui. Ce mai avem? Battlefield de 50 de cenți. Nu de 50 de cenți, de 50 de, cum Dumnezeu le zice la alea, lire. Mini lire. Probabil după ce termin cu astea de sortat, iar rămân cu un braț de jocuri defecte. Sper să nu. Și am pățit la ultima consolă. Oricum mi-au spus că două jocuri nu merg. Să zicem. Da, tătei. Și murdare. Gear of War. Asta măcar e în engleză. Da, deja totul l-am și sigilat. Ceva amprente, câteva zgârieturi. Da, o să fie șters. Curățată carcasa. În sfârșit un joc mai scump. Deci, astea sunt prețuri în bătaie de joc. Decent. Are ceva. Nu știu cât e bine să vede pe cameră. Brotherhood. Asta nu l-am. Cover printed. O rămas fără copertă. Nici o rămas fără copertă. Sau l-am avut. Nici nu mai știu. Da, ideal ar fi să îmi cresc cât mai mult colecția de jocuri de Xbox 360. Medal of Honor, Limited Edition. Decent. Încă n-am văzut un joc să zic să fie țiplă. Dragon's Dogma.
urâtă-i treaba asta când lipesc stickerele pe... Și tot mai mult eu sunt cu stickerul lipit. Asta e cam și murdar și zgâriat, dar nu... Nu sunt chiar așa zgâriate. Am avut altele și mai și... Ghost Recon. Asta nici nu știu dacă îl mai am sau nu. Important e că e în engleză. Nu știu cum e CD-ul la el. Jegos. E ok. Cât timpul jegose și... Nu scu... Cum să le spun, cu zgârieturi mari, sunt ok. De obicei foarte greu să găsești un... Ăsta cred că mi-a zis că nu merge. Mai are ceva zgârietură mai adâncă. Oricum le pot testa pe Xbox-ul modat să le copiez. Dacă nu dă fail, ăsta l-ați văzut mai devreme. Mai am o dată, fără manual. E interesant. Black Flag. Fără manual. Asta e praf și pulbere. Asta o trăi la viața lui toate aventurile din univers. Așa, mai sunt, mă. Advanced Warfare. Asta nu mai a fost odată. Crepată carcasă. Praf și pulbere, da. Nu știu dacă nu mai am o ceva variantă. Și o am mai ok, dar nu am carcasă. Black Ops. 5 lire. Frumos, cu manual. Asta nu cred că l-am. Așa. Nu prea l-aș lăsa în colecție așa zgâriat, dar m-am zis că mai greu să le găsești. Battlefield, Bad Company, Ultimate Edition. Interesant, ăsta te l-am avut într-o vreme de un milion de ori. Asta e praf. E și dus aici. Nu știu cât e bine să vede la voi. Battlefield 4. Astea se te repete. Bate-le soarele. Ok. Să zicem că mere, la țară, mai sunt, mă, dar nu credeți că scăpați așa ușor. Tom Clancy Hawk. La care l-am luat din Oser, că nu mai știu care l-am luat din Oser. Ba, ăsta-i doiul. A, dar n-are manual, păcat. CD-ul mai mult jegos. Are și ceva zgârieturi. Halo. Asta e greuț ăsta. Asta e cu dietăție înăuntru. Oi, bă, ce e aici? Un Halo 3. A, ăsta e poster. Nu știu dacă vi l-am mai arătat. Mai am încă o copie. Din ceva motiv îți dau manuale. Când zic că e ok, nu înseamnă că e perfect. E acceptabil. Ia să vedem ăsta. Ăsta dacă e complet, e cireașa de pe tort. No, e o trântită acolo un sticker. Ia să vedem discul.
Ok-ish, numai ok, ok-ish. Are și bon, chitanță. Hai să vedem când o poți cumpărat. Ce-o mai cumpărat aici? Nu scrie. Eu verificat aici. Mă, nu știu dacă am voie să arăt ăsta. Bine. Nu știu ce-i face cu stickerul ăsta, să-l dau jos. Carcasa de rezolvat se rezolvă, dar stickerul mai greu. Ghost Recon, Future Soldier. Ok. Na bun. Am obosit scoț în jocurile astea. Asta e cam subțirel. Da, e numai jocul. Deși eu, unii vi le-ar vinde, uite așa, pe vinte și pe nu știu, mai pun de și ar zice că sunt funcționale. Trebuie să fac și eu așa, când le mai pun pe vinte. Perfect funcțional. Da, CD-ul praf. Un FIFA 11. Asta e de la ajutor. Arată ok. Decent. Am o copie mai țiplă de câteva FIFA-uri. Kinect. Asta-i praf și pulbere. Nu a fost un lot chiar așa rău. După cum mă așteptam. Încă un FIFA de ăsta. Ăsta a fost jucat. FIFA-urile jucate, ele sar capacele. Modern Warfare 3. Asta e cam praf. Încă un Forza Motorsport 3. Cred că am acum 3 care niciunul nu-i complet. Cel puțin am două CD-uri de install. Asta e din ceva bundle. Asta. De interesantă carcasa că e pe negru. Deci cel mai ori din ceva bundle. Eu nu știu. Am avut într-o perioadă o versiune de asta limitată, dar nu mai știu nici dacă am nici ce. Oh, FIFA. Astea nici nu sunt așa interesante. Nu-i folosesc carcasele la alte jocuri, numai că faza cu ele că scrie EA Sports. E games pe ele. Așa. Ați numărat câte jocuri au fost până acum? Call of Duty Modern Warfare. Mă, ăsta a mai fost. Battle soarele de joc. Nu pot scoate. Mă, dă-l în turbă. Iar am la Battlefield-uri și la FIFA, ele bate soarele. Sau mă, bate soarele. Skyrim. Nu mai știu dacă l-am sau nu, dar e incomplet. Cred că l-am pentru PlayStation.
To Human, parcă e cam ușurel. Da. Căcat. Deci efectiv din toate jocurile astea până acum absolut niciunul nu mi se merită să-l păstrez. Am avut într-o perioadă manualul, dar era cu sticker. Le-am dat atunci la grămadă toate manualele. Call of Duty Ghost. Enemy Territory, Quake Wars. Asta l-am într-o ediție limitată. Și în français. Da, faza e că jocurile, dacă schimb limba la Xbox 360, ți-l pune în... uite, cu adaptor e ok. Mai bine că nu mai am de alea. Așa, alimentarea. Să vedem și gozul de consolă. M-a luat trântit aici. Să fie bine. Controllerul. Nu lăsa bateriile. Nu, numai bine că scump pe bateriile. Ia dacă mere. A, pe ăsta nu știu ce pățet. Nu la el. E. Și sună ceva în el. Yeah. Gos. A, bine. Și asta e consola. Nici nu mă mai interesează dacă mere sau nu. Aici e. Cred că a fost umblat la ea. Lipsește căpăcel. Ba, nu e băgat acolo. Ăsta de aici lăsat în jos, ok, rupt, nu știu cum l-ai scoate afară. Na bun, mersi de vizionare la care ați rămas până la final. Cam ăsta înseamnă pentru mine un colecționat de jocuri, colecționatul de jocuri. La console este atât e gunoaiele, nu ce te vreți voi să-mi vindeți pe OLX și nici nu pe OLX, pe Instagram și nu știu mai pe unde, îmi găsesc eu gunoaiele și singur. Da, efectiv, din câte jocuri au fost, nu prea am ce să păstrez la colecție. Așa că asta e. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!